O după-amiază de septembrie frumoasă, ca întotdeauna, atunci când vă uitați la filmul sau viața pe Antena 2, împreună cu Tania Popa, care a revenit la emisiunea noastră. Și mă bucur mult. Și cu Silviu Biriș, care a revenit și el. Laudit. Amândoi actorii naționalului și cu Dumitru Pelican, care a revenit și el, dar care nu e actor al naționalului. Da, poate ne regăsire. Da, analist socioeconomic, fost comentator sportiv și mai nou om politic. Da. E ceva ce n-ai pontat? Am activat mult timp și în viața artei, am scris cronică literară, am condus cenacul literare, dar erau anii tinereții. Din 91, din păcate, vâltoarea economică și socială ne-a creat un ritm atât de trepidant încât parcă am uitat să mai citim, să vedem piese, să vedem spectacole, din păcate. Un titlu potrivit pentru lunile pe care le trăim de tumult, Ascensor pentru eșafod, 1958, lui Mal. Joacă Maurice Ronet și Jean Moreau într-un thriller clasic, într-un film noir clasic al cinematografiei europene. Hai să vedem cum un personaj, după ce ucide, el este amantul soției directorului, după ce îl ucide pe soțul titular, nu mai reușește să scape pentru că se oprește curentul și el rămâne blocat în lift. Tania, criminalul nu se împacă deloc cu soarta. Ai văzut că se agită pe acolo cu cuțitașul, cu degețelele. Da. Vrea să scape. Păi corect, dacă a făcut acel gest, nu l-a făcut degeaba, nu? Că trebuie să... Dar așa e câteodată în viață, când crezi că planul e perfect și că merge șnur de la un cap la altul, socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din lift. Cam așa e și voi avem foarte multe exemple. De regulă e așa. Nu, no, nu. V-ați blocat în lift? De nenumărate ori. Da? Depinde cu cine. Voluntar sau... Și voluntar și involuntar. Eu nu, din păcate. Se știe tot în ziarele și mă mai blochez încă. Eu nu pot să mă blochez în lift, că liftul blocului meu e din 1934 și nu mai funcționează. 90% nu scrie pe el. Azi e... Astăzi e, mâine nu e. Te-ai blocat în lift, Dumitru Pelican? N-am avut această șansă sau neșansă. Tinerii o fac însă des acum. Și e și un film în care... Păi, dar sunt camere de supraveghere. Crezi că au tupeul ăsta? Poate și mai palpitant se pot, cu camere. Se pot lăsa la liber sau se pot chiar bloca. E și un film în care doi tineri au momente de mare intensitate făcând dragoste în lift, dar se întâmplă foarte des în viața de zi cu zi. Îmi povesteau chiar niște studenți că obișnuiesc să fac asta cel puțin o dată pe lună. Încredete pe bună, cât sunt chirile de scumpe. Bun, și hai părinții să vedem, de săraci. Hai să vedem că niște români de-ai noștri care n-au vrut cu niciun preț să se blocheze în lift, dar s-au dus la mall cu câteva minute înainte de a se închide clădirea și atunci toată lumea a tras heblu și ei au rămas blocați în liftul mall-ului. Să vedem, undeva pe la Buzău, parcă, sau Focșani. Hai să vedem reportajul. La mall-ul din Focșani. Uitați în liftul exterior al unui supermarket. Au pățit o aseară doi tineri din Buzău. Magazinul a fost închis și odată cu el toate sistemele. Nimeni a observat că în cabina liftului încă mai erau cumpărători. Prizonierii au fost eliberați abia după o oră. Adolescenții erau printre ultimii clienți ai centrului comercial. Se pregăteau de plecare, dar nu au mai ajuns până la parter. Liftul s-a oprit în 3 etaje. Coboară dacă poți și dacă ai cu cine. Problema e cu liftul, că oamenii au rămas blocați acolo. Așa, și terminul. Păi cum, nu e nicio problemă? Este liftul, l-am chemat să deblocheze și face scandal. Evident, și mecanicul avea explicațiile lui. Mai au de așteptat băieții? Să vină toate astea, să deschidă sus, că dacă a închis magazinul aia de la etajul 3, eu nu pot să intru acolo și tot.
Dar de ce s-a ajuns la asta? Se pare că liftul s-a oprit automat după ce angajații magazinului au închis aerul condiționat și au plecat. Guvernele are obligația în momentul în care ai închis magazinul, la ora 8, să verifici lipsul la fi persoane în el. Și au închis și acolo n-au verificat. Și ce sunt de vină și tot aici sunt cu gura mare. O oră au avut de așteptat tinerii în lift. O oră chinuitoare în care căldura le-a fost cel mai mare dușman. Și ți-a fost cald înăuntru? Nu, cald. Scăpați din cabina de 2 metri pe 2, au plecat ca ghiuleaua. N-au depus plângere la poliție, dar pe viitor vor avea grijă ca ora închiderii să nu-i mai prindă în lift. Reprezentanții magazinului nu au putut fi contactați pentru a comenta incidentul. Evident. Da, zicea tehnocratul, marele specialist. Bun, au rămas blocați în lift. Și care e problema? Cum spunea alt nene. Dom'le, 500.000 de oameni stau la cozi ca să plătească niște drepturi de autor. Situația nu există. De aici vreau să plec și eu, Vlad, de la această replică care mi se pare... Fără comentarii, care e problema? Da. Pentru că ea seamănă cu replica premierului. Oamenii stau la cozi, dar nu stau pentru problemele nu. Pe care le invocați dumneavoastră ziariștii. Nu e ceea ce pare. Nu e ceea ce pare. Nu știu, te cutremuri, te apucă râsul, te apucă plânsul, te enervezi, te relaxezi, faci haz de necaz. Dar pe temperaturile alea, că erau totuși zilele caniculare, da. Să stai o oră acolo și într-un lift cumpărea. Fără aerisire, hermetic. O plăcere. Sigur, da. Sigur. Se putea întâmpla chiar mai rău. Putea să se ducă... Dacă erau persoane în vârstă sau cu probleme de foarte hipertensiune. Dur, da. Foarte dur. Pe care e problema? Problema e că s-a rezolvat într-un singur mod. Acea persoană ar trebui să stea și ea o oră în lift, în condițiile acelea, sau habar n-am cei care au administrat liftul, și atunci să vedem unde e problema. Eu cred că problemele, în general, dacă tot am dat-o pe latura asta, trebuie despicate și dezbătute de la origini. De peștele de la cap se împute, spune o vorbă, dar de foarte multe ori acel pește are și peștișori în jurul lui, care mănâncă foarte atent și foarte meticulos din jurul momelii. Ce deștept e, Silvia! Dar ce metaforic vorbește! Am niște cărți, serios? Da. Noi, actorii, în ciuda multora care au vrut să ne scoată de pe scenă, de pe scena socială, nu politică, suntem niște oameni, zic eu, destul de echilibrați și în ciuda aparențelor. Răbdător mai puțin, eu am luat atitudine vis-a-vis de ceea ce a spus mai înainte și cozile respective. Această problemă, ca și multe altele, cu siguranță trebuie analizate de la bază, către vârf. Dacă tot acest aparat birocratic, funcționăresc, cum vreți mă să spuneți, că nu putem desfința statul până la urmă, ar fi corectat și ar fi, nu știu să spun, revigorat, dar cu exemple pozitive și până la urmă, haide să fim serioși, că numai asta, puterea exemplului că funcționează foarte tare, eu cred că am mai avea o șansă să nu plecăm din România. Dar ce s-ar fi întâmplat, doar o frază, mă iert, Stania? Te rog. Dacă erau în zgârie norii de la New York, unde, practic, o astfel de neglijență, pentru că este un mecanism simplu, toate lifturile, când se închid complexele, marile building-uri, lifturile trebuie să coboare, pentru că cel care închide vede că liftul este gol. Ce se întâmpla dacă această mică parodie într-un final se întâmpla pe o vreme geroasă într-un zgârie nord din New York? Dacă nu mă înșel unul astea, o să ne-a întâmplat a dat și nașterea unui film. Și întâmplarea din filmul lui Mal este așa. Similară. Și pentru că cel care închide curentul nu verifică liftul. Și în lift era criminalul. Așa s-a întâmplat. Numai cu oamenii noștri nu omoriseră pe nimeni, săraci. Cu doi tineri care ajung acolo, petrec 24 ore și cu spre dimineață sunt găsiți morți. Da. E un dat după un fapt real, din păcate. Tania, dar ăștia de la Buzău, săraci, n-au făcut nimic. S-au dus și ei la cumpărături. Nici nu apucaseră să cumpere nimic, că s-a închis magazinul. Da. Se lasă acolo să fiarbă în sub propriu. Da. Dar iată, un subiect pentru un film. E vina lor. E vina lor. Putea să vină la teatru din Buzău. La... și de jucat, noi tragedie mai mare decât aia. Să vedeau comedie cu mai doi. Că noi jucam acolo. Da. Bravo, Buzău, da. Păi cred că au fugit repede de la mall acolo. Ca să vină primul sfert de oară. N-au mai găsit bilete. De vreau jucăm cu casa. Acum ne lăudăm. Corect. Gheorghe Ciprian ăla cu omul și cu mărțoaga. Omul și mărțoaga, da, omul cu mărțoaga. Slavă Domnului, mai există acest teatru și mulțumim, să zic așa, doamnei Marina Țepuș și mulțumim, aș zic așa, chiar îi mulțumesc foarte mult că se zbate și crede foarte mult în acest directorul acestui teatru. Jucați de 15 ani acolo? De proiect.
Nu chiar, nu de, chiar 15, de 15, dar vreo 10 clipuri facultății studenții. Hai să vedem câteva secvențe din Capitan la 15 ani, pe care le comentăm din off. Dar de 15 ani sunt eu angajat la TNB, așa că... Bun! Aoleu, vai de mine, și eu care spuneam că ești extrem de tânăr. Ai terminat facultatea anul ăsta. Oh, da, da. Da, Capitan la 15 ani e o ecranizare din 74 a unui regizor cam siropos, cu multe filme de serie B, Jess Franco, sau Jesus Franco spunea. Jesus, în limba spaniolă, da? Și acest tinerel de 15 ani va prelua comanda unei embarcațiuni, se uită el pe hartă, pe globul pământesc, în fine. Cartea lui Jules Verne și filmul lui Franco se învârt în jurul vârstei fragede a capitanului de vas. Da. Hai să vedem în viața reală, cum nu la 15 ani, ci la 14 ani, Nu un bărbat, ci o tânără, nici nu-i putem spune adolescentă, că la vârsta aia abia e la pubertate. Se hotărăște nu să conducă un vas o oră, o zi, o săptămână, o lună, ci să plece pentru câțiva ani, în jurul singură, lumii. Pe iaht, în jurul lumii. Vedem ceva care bate filmul respectiv și bate și ficțiunea lui Jules Verne. Așadar, o căpitaneasă de iaht la 14 ani, ocolul pământului. O adolescentă olandeză își vede împlinit visul de a face ocolul lumii singură într-un iaht la numai 14 ani. Înainte de a ridica ancora, tânăra a trebuit să se lupte aproape un an cu autoritățile de protecție a minorilor, care o considerau prea tânără pentru o asemenea aventură. Născută pe o embarcațiune în Noua Zeelandă, în timp ce părinții săi făceau ocolul lumii pe mare, Laura Dekker și-a dorit încă din copilărie să le urmeze exemplul. Eigenlijk al vanaf mijn 8e ben ik kom ik meer op het idee van ja, ik wil een wereldreis maken en toen was het meer van ja, nou eigenlijk wil ik het al nu doen en toen was het meer van ja, ik wil het eigenlijk wel als jongste doen, dus ja. Între timp, părinții Laurei s-au despărțit și, la început, numai tatăl a susținut-o, în timp ce mama sa se temea că este prea tânără pentru a înfrunta singură valurile. De aceeași părere au fost și autoritățile olandeze, care au oprit-o anul trecut când a dorit prima oară să plece. Laura a fugit atunci în Caraibe, unde a fost adusă cu poliția. Cazul a ajuns în instanță, iar tânăra a muncit din greu, urmând cursuri de navigație și prim ajutor, până ce a convins judecătorul să aprobe marea călătorie. După asemenea încercări, Laura nu se mai teme de nimic. Now, pirates, most people say that's a big problem, but there are so many yachts who get to in this water. You will sail all together there. Nava Laurei Guppy a părăsit ieri portul olandez, avându-l la bord pentru început și pe tatăl său. Acesta va rămâne însă în Portugalia, de unde fata își va începe călătorie solitară. Ea va străbate Oceanul Atlantic, Canalul Panama, Pacificul, Oceanul Indian și Golful Aden. Laura dorește să-și încheie voiajul până în septembrie 2012, când va împlini 17 ani și să devină astfel cea mai tânără navigatoare care face ocolul lumii singură la bord. Știți ce, domn Maionescu? Am sunat mai devreme, dar... Vecina, știi vin iaurt ieftin și bun? Trebuie să încropesc cu o gustărică și pensia vine abia... mâine. Păi iaurt de la Casa Bună. E nou, ia de gustă. Încearcă noul iaurt simplu de la Casa Bună. Un ajutor la îndemână. Descoperă noua generație de șampoane antimătrețe de la expertul în îngrijire Nivea. Spre deosebire de șamponul lider antimătrețe, sistemul Liquid Clear conține activi solubili. Aceștia se dizolvă complet și elimină eficient mătreața, fără a lăsa urme vizibile. Până la 100% fără mătreață. 100% păr frumos. Testat. Noua generație de șampoane antimătreață de la Nivea. Încearcă-l acum. 100% fără mătreață sau îți dăm banii înapoi. Mirodenia de la Fuchs, fără monoglutamat, doar atât de puțină sare. 100% natural, ei, da. De la Fuchs Mirodenia e 100% naturală? I-ai făcut testul? Da! Pentru o mâncare 100% naturală, mai trebuie puțin Fuchs. Molia care doarme fără griji în cuibul din dulapul tău, nici nu visează ce-i se pregătește. Aroxol spray anti-moli descoperă cele mai bine ascunse cuiburi de moli și le distruge instant. Aroxol. Efect imediat garantat. La Fuchs, natura este singurul ingredient. Pentru mărturi costoase, mai trebuie puțin Fuchs.
found love tonight when I looked into your eyes. Casa de comenzi, direct home delivery, prețuri de hipermarket, livrare maximum 24 de ore, fără taxe de transport. Comenzi online pe www.edhd.ro. Când alergia mea se agravează, parcă sunt în ceață. Dar vreau să mă bucur în continuare de lucrurile care îmi plac. Să fac poze, de exemplu. Cu Claritin totul devine clar. Alergia mea este controlată și mă simt în formă. Claritin este cel care mă ajută atunci când strănut, îmi curg ochii și mă mănâncă nasul. Timp de 24 de ore. Te-ai gândit că ai putea fi unul dintre ei? Claritin lovește alergia în plin. Acest medicament conține loratadină, 10 mg, și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea pacienților prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acum, Actimel vine cu o super ofertă. Plătești 6, pleci cu 8. Adică doar un leu pe sticluță. Buzdugan și Morar renunță la radio și fac spectacol. Ascultă Orchestra Națională de Radio din 6 septembrie. Văd la fereastra ta târziu, la fereastra ta târziu, la fereastra ta. Dacă vezi doar fric și ploaie la fereastra ta târziu, ia-ți geam termoizolant triplu la preț de geam standard. Q-Fort rezistă. Tu poți să-i reziști? După fiecare masă, în stomacul tău se dă o luptă. Acum există pastila albă pentru arsuri și durere și pastila verde pentru greață și balonare. Digest Duo. Un duo pentru digestia ta corectă. Acum la un preț special. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Venus crede că în fiecare femeie există o zeiță care așteaptă să fie descoperită. Vă prezentăm noile aparate de ras de unică folosință Venus de la Gillette. Un nou aparat de ras de unică folosință conceput special pentru femei. Cu 3 lame și pernuțe protectoare moi pentru un ras fin de-a lungul conturului pielii tale. Atât de fin încât pielea ta rămâne catifelată și incredibil de frumoasă. Noile aparate de unică folosință cu Venus. Descoperă zeița din tine! Ce mai face familia Petrescu? Luăm o picătură de Fairy și o picătură din cel mai bine vândut detergent de vase concurent ca să descoperim care dintre ele va lupta mai mult timp împotriva grăsimii. Iar Fairy rezistă mai mult, cu până la 30% mai mult față de cel mai bine vândut detergent de vase concurent. Prețurile Mega Image sunt atât de mici încât par super oferte. Maggi, secretul gustului intens savor 200 de grame cu numai 4,39 lei. Incredibil, dar mega firesc. Mega Image, prețuri mici tot timpul. Holsten respectă legea germană a purității berii. Doar 3 ingrediente, malț, hamei și apă, dau gust adevărat unei beri cu adevărat germane. Respect! Holsten. Totul pentru gust. Am aflat în sfârșit motivul pentru care unele fete se simt atât de fresh. Noul Protej Sleep Discreet Summer Fresh, care asigură până la 12 ore de prospețime. Ca de dantelă. Atât de subțire. Pentru că dacă te simți fresh, efectul se vede. Nici iubitul tău nu se va putea abține să nu te adore. Frumusețea începe cu un strop de prospețime. Cu laptele mini poți câștiga săptămânal pentru tine și ai tăi o vacanță la munte în Austria și multe alte premii în fiecare oră. Caută și tu produsele promoționale. Mili, la fel de natural ca și grija. Rochia mamei s-a pătat. Alo? Mama, am noile capsule cu gel de la Ariel și niște pete groaznice. Ia doar o capsulă. Pune-o direct în cuvă, iar apoi adaugă hainele murdare. Capsula Ariel Active Gel se folosește direct în cuvă, unde învelișul din plastic se dizolvă complet în apă, eliberând un gel puternic de 2 ori mai concentrat. Arăți extraordinar în rochia aceasta. Mulțumesc! Ariel. Impecabil. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Trebuie să cunoască, adică... Da, la 14 ani ce școală am făcut de navigație, nu? Mamă, deci să numerească drumul. Nordul. Am învățat limba rusă cântând și după aia navigația. După Moș Crăciun, totuși. Vorbim serios acum, dar personal nu cred că în spatele ei nu există un vas de protecție. N-ai cum. Pentru că
Nu poți lăsa un copil care nu are tehnica de navigație. Da, a făcut, n-are și știința, a făcut cursură. Tania, totuși e o copilă. Așa este, eu nu mi-aș lăsa fata. Cred că este un exemplu. Refuz să cred, organic nu cred, că în spatele acestei aventuri frumoase, nebune, cum vrei, Vlad, să-i spunem, un vas de protecție există. Dar oare o fi legal ca o persoană de 14 ani să... Asta au zis, că s-a luptat, nu știu. Dar eu cred că este totul pentru publicitate, pentru o să transmit, o să fie știri, o să fie... Da, sigur că nu se poate. Dar oricum e fantezie. Dacă dăm timpul așa în urmă și ne gândim în anii în care a apărut omul pe pământ și cum cutrera dintr-o parte în alta a planetei și aveau și mai puțin de 14 ani și erau nevoiți. Acum, într-adevăr, trăim în... N-aveau bani, că erau cu bopceaua. A zis că adaptabilitatea e bună în orice epocă. Păi, nu știu, habar n-am. Până la urmă, știi cum e, suntem niște... Nu sunt eu un cetățean al timp, să înțeleg. României. Da, mă gândesc ciclică, așa, mondial, așa. Că și eu m-aș fi încumetat. Adică, curajul ăsta vine de undeva. Așa cum la Revoluție am vrut să ies în stradă și am ieșit, da, m-aș fi dus. Pe cuvânt, sunt multe lucruri pe care cred că nu le-am făcut. Suntem cetățeni ai lumii până la urmă, ne asumăm treaba asta. Bineînțeles, acum eu sunt părinte, nu mi-aș lăsa copilul. Silviu, dar la ce folosește ca să pleci în jurul enorm, lumii? Enorm. Să, în primul rând, te gândești că nu știi niciodată când te duci în lumea de dincolo. Și atunci te duci la 14 ani, nu mai aștepți 80. Asta e un risc până la urmă pe care ți-l asumi, dar poți să te întorci cu o mare, mare bogăție sufletească, spirituală, da, civilizație. Dar nu e un risc asumat al unui major, Silviu. Este totuși un risc al unui copil care prin lege nu are dreptul să decidă. Asta e altceva, într-adevăr, că n-are... Și care poate chiar crede în Jules Verne și exact. În poveștile alea. Jules Verne trăiește prin amintirea timpului, dar trăim totuși în 2000. Sunt curenți, sunt furtuni, sunt ajutoare medicale. Verne, așa sub cap. Bun, hai să te văd, eu n-am dormit cu Jules Verne. Vai, deci eram disperat. Deci după ce am citit Capitan la 15 ani sau habar n-am, uite acum, nu știu ce titlu. Copiii Capitanului Grant, mersi. Deci îmi faceam, noi ne jucam, uite, apropo de... Și noi în Moldova citam Jules Verne. Asta era ocuparea noastră numărul 1 la bloc. Ne făceam personaje, cireșarii, toate acele filme care... Dar dura o oră, o zi, Silviu. Aici durează 2 ani, se întoarce în... Nu, la mine, într-adevăr, aveam un spirit de aventură, am plecat de acasă într-o dimineață și m-am mai întors a doua zi. Aveam 14 ani. Uite, bun. Încă ceva. Aproape. Pământul e pământ. Da. Da, pășești pe ceva solid. Da, iarna nu-i ca vara. Oceanul e mare, e rechin pe acolo. Dar noastră încep să cred că există totuși un vaz de protecție, protecție în spate, ceva nu se care poate. O monitorizează și are grijă. Poate ea nici nu știe, poate. Păi evident. Dar fi un prost exemplu al autorităților mondiale să lași un copil la vârsta așa asta. Așa s-ar apuca tot. Să se ducă unde? Nu, este doar o, dacă vrei, o întoarcere în timp, un mesaj din vremea lui Jules Verne, ceva șocant, ceva care să mobilizeze, să capete atenția, dacă vrei și o deturnare a atenției dintr-un domeniu, nu. E totuși o ficțiune. Paralel vorbind așa cu anumite alte, cu alte situații, prefer decât să, nu știu, să consume droguri sau să facă cine știe ce alte lucruri la 14 ani, mai bine să o las pe măr să se ducă cu balenele. Da, și, dar cu vasul în spate, bineînțeles, de protecție. Da, întotdeauna s-a spus, dom'le, unde începe nebunia copiilor și unde se termină responsabilitatea părinților. Și de la ce vârstă, deci te uiți la mine? Începe, și de la ce vârstă începe senilitatea părinților. Da. De foarte fragil. Pentru că e simplu de spus așa, dom'le, copilului meu i-am dat toată libertatea din lume. Poate să facă ce vrea. Bun. Libertate sau libertinaj? Până la urmă. O libertate controlată. Sau inconștiență, exact. Că nu mai e nici libertinaș. Da. Îi dau libertatea să citească ce vrea, să, adică... Ce vrea, nu, aici îi triem. Am și aici am greșit. Nu, îi triem, haide că nu se... Nu, clar, nu poți să-i dai toată libertatea. Sunt reguli internaționale de navigație, care se opun clar unor astfel de aventuri în necunoscut. Și de către cine sunt făcute aceste aventuri? De către o copilă. Dar e un bun mesaj, iată, de când comentăm acest caz, da? Da. Și el a făcut în conjurul lumii. Chiar e binevenit. Eu sunt invidios. Recunosc că m-aș fi... Ha. Deci, cum ești tată de copii. Mele. Oricum n-ai față. N-ai față de copii, cresc, se duc la casa lor, dar... Aș cutrăiera lumea. Dar nici la vârsta asta, dacă am plecat împreună cu Vlad, Silviu... Nu, cu mine nu! Nu, mie îmi plac filmele de aventuri, cărțile de aventuri, dar nu, aventuri pentru mine nu. Da, mi-ar plăcea. Ai plecat cu noi trei pe o astfel de expediție, Dania? Cu Silviu și cu un om integru. Da, aș pleca. Da. Dar ce facem cu ea de acasă? Lasă-i acasă.
Da, se uită la televizor. Trebuie să rămână cineva să muncească în țara asta. Mergeți cu o cameră de luat vederi și să plătească impozite și așa mai. Am mai văzut un caz, tot așa, o expediție. Președintele țării a spus să putem să plecăm din țară. Poftim, da, da, marinarul. Da, da, marinarul, gata, marinarul. O fetiță de 17 ani își propune să cucerească Himalaya, dar însoțită de tatăl său. Potrișos. Da, e, da, bun, atunci mor amândoi. Hai să vedem. O, povești, nu, n-am, cât am presupus. Da, cât optimist, da, dar să vedeți ce optimism e aici. Unde punem o poveste cu o statici dintr-un film cu una din realitate și ele iarăși se potrivesc ca două picături de apă murdară. Avem un film care se cheamă Asediu, da? The Siege sau Sechestrarea, depinde cum traducem. The Siege. 1997, Denzel Washington și Bruce Willis și ieși un autobuz plin cu ostateci acolo. Hai să vedem ce se petrece pe el. Well, sir, it's Agent Hubbard, FBI. What I propose is that you let these people go and I'll take their place. I'm going to take your silence to mean that you're considering my offer. Oh. Oh, God. London, Belfast, Beirut. We're not the first city to have to deal with terrorism. This is New York City. We can take it. Don't you ever again question my command, is that clear? I'm not under your command, General. Take a look around, tell me if you really think that's true. Da, efecte speciale, mult sirop hollywoodian. Nu, și oameni care mor. Nu e genul de film pe care să-l chin, ciuda unei distribuții de excepție, nu știu, sunt așa. Tu știi ce box office au filmele astea în care moare toată lumea? Adevărat. Tragedie de aia antică în anul 2010. Apropo de chestia asta, m-am intrat în... a fost un thriller de ăsta. Ce thriller? Era film de groază tot ziua, cu unul care omora în parcări. Aoleu. Îi întindea pe pereți, era full. N-arunca un ac în sală. Și ăsta la fel, nebunia asta cu Saga, cu Amurg, la fel cu vampiri. Da, da, da. O, deci, la fel, copii! Am plecat la jumătatea filmului, să mă iertați, dragi copii adolescenți, pentru că, mă rog, eu am trăit cu Dracula, cu alte capodopere de gen. Dar aici era o nebunie întreagă. Deci, excepțional. Iar eu m-am dus la mall să văd Caravana cinematografică cu prietena mea, filmul lui Titus Muntean. Cât spectatori erau în sală? La mall? Voi doi. Sâmbătă. Voi doi. La concertul. La concertul. Erau cinematografia națională. Plângeam ca pentru o sală întreagă. Recunosc la concertul în Muntenu. Așadar, România Film, Centru Național al Cinematografiei. Bravo, băieți. Nu se promovează. Ce buget au primit? 2 lei. Nu, dar care se, filme care se promovează? Păi cine? Cine susține cultura? Din moment ce teatrul Oleg Danovski a fost desființat, e o durere, am o durere în suflet. Asta e România. Incredibil, dar cum au lăsat așa ceva? Cum e permis un asemenea lucru? Păi dar e normal, Silvi, totuși. E o crimă. Ești om implicat și în viața economico-socială și... Absolut. Zine de acolo. Of, Doamne, eu unul am mai spus-o în multe apariții. Chiar nu mai văd o soluție. Nu cred că o echipă mai incompetentă, mai coruptă ca cea prezentă mai poate veni. Nici dacă aș fi foarte trist și foarte pesimist, nu cred că mai poate fi cineva, o altă echipă, care să o egaleze pe cea prezentă. Trebuie să plece. Moare totul. Sănătatea la pământ, socialul, economicul, arta, și credeți speranța. Că dacă ei pleacă, vin cineva mai acătării? Tania, nu cred că există, repet, ceva mai incompetent, mai corupt decât prezenta echipă. Tu spui nu cred că ei sunt reperul. Sunt reperul de ceea ce poate să fie maxim. Deși românii spun, nu da, Doamne, cât poate să ducă omul. Dar știi că așa se spunea și în anii 99-2000, pe declinul guvernării CDR. Când spunea, domnule, ăștia sunt cei mai dezastruoși din istoria țării. Chiar așa ceva nu s-a spus. Niciodată n-a fost după Revoluție, de 20 de ani încoace, în situația în care suntem acum, deja simțim tăișul crizei imunare. Așa, dar acum e o nouă culme a competenței. Da. Vlad, niciodată românilor, în istoria celor 21 de ani aproape, nu li s-a luat nimic. Da. Acum li s-a luat pensii, li s-au luat salarii, li s-au luat sporuri și se merge mai departe
și s-a luat chiar și din indemnizația de creștere a mamei. Deci aceste momente s-ar putea să nu fie uitate, pentru că niciodată în acești 21 de ani nu ni s-a luat nimic, nu ni s-a mai dat, ceea ce e cu totul altceva. Nici Ceaușescu nu și-a permis să ne ia. Ceaușescu ne dădea 100 și a fost împușcat. Da. La un meeting în care, în fine, de aceea cred că nu vor uita România așa ușor. Și Silvia avea dreptate. Deși Convenția Democratică avea condiții mult mai greu de guvernat, atunci PIB-ul României era în jur de 550 de dolari, Vlad. Da. Acum PIB-ul României e 35 de miliarde de euro. Nu se compară. Totuși românilor nu li s-a luat nimic. Acum li s-a luat până și speranța. Bun, spuneai că moare totul. N-au murit chiar toți, au murit o parte în scandalul, în tragedia de la Manila, tot așa niște ostatici. Până la urmă a murit și teroristul care sechestrase autobuzul, au murit și o parte din ostatici, până când trupele speciale, comando disciplinat, a intervenit în forță. Da, muriseră mulți. Hai să vedem ce s-a întâmplat acolo, nu ca în filmul cu Bruce Willis, ci în realitatea filipineză. Sfârșit de vacanță înfiorător pentru 20 de turiști în Manila. Oamenii în majoritate din Hong Kong au fost luați ostatici de un fost inspector de poliție. După mai bine de 10 ore, coșmarul s-a sfârșit cu lichidarea agresorului și eliberarea unora dintre ostatici. Cel puțin unul dintre ei a fost ucis de monstrul de 55 de ani, iar numărul răniților este necunoscut. Polițiștii au început atacul după ce au auzit focuri de armă din interiorul autobuzului. Bănuiau că bărbatul a început să-și execute prizonierii. Deși erau înarmați până în dinți, au spart geamurile autocarului cu barosul. Din spatele perdelelor trase nu se observă însă nicio mișcare, iar atacatorul susține că nici nu ar avea cum, deoarece toți cei 16 ostatici rămași în autocar sunt morți. Este conștient că nici el nu mai are scăpare. Cauciucurile mașinii au fost găurite de gloanțe, deci nu se mai poate mișca de pe loc. Dar nu se lasă. Ripostează cu focuri de armă când polițiștii pătrund prin trapa de bagaje. Motivația incredibilului incident este cel puțin uimitoare. Nakausap namin kanina yung kanyang brother and yung kanyang anak. Nagbigay ng isang dahilan. Mai exact, un loc de muncă. Nu unul oarecare, ci acela din care a fost dat afară pe nedrept și pe care vrea cu orice preț să-l recapete. Așa că, înarmat cu o pușcă automată, s-a urcat într-un autocar plin de turiști, parcat în apropierea unui parc. A luat 24 de ostatici, din care a eliberat 8. Neputincioși polițiștii ăia, nu știu, păreau cam strângați așa, se mișcau cam greu. Dar ceea ce este șocant, atât îl spun, imaginile au creat șoc în toată lumea, CNN a dedicat minute bune acestei știri cu imagini, unde duce disperarea, Vlad. Doar de la simplul motiv că era urma să fie dat afară pe nedrept. Duce până la fanatism, până la crimă. Asta doar începutul, din păcate. Acum, vezi, uite, nu iau apărarea poliției române, dar există și cazuri la case mai mari sau de polițiști neputincioși. Dom'le, până la urmă, să nu mai prefacem, că suntem oameni, nu suntem Dumnezei. Dar, așa cum ați bine precizat, aceasta este începutul. Această criză, această nedreptate ce se face acum, nu face decât la astfel de crime, la dezbinări de familie, la tragedii în masă. Mai mult decât atâta, cred că, nu știu, nu vreau să jignesc pe nimeni, știi? Adică eu am doi copii, felicitări tuturor, să zic așa, dar nu fac mai mulți. Explozia asta demografică de câțiva ani încoace, într-adevăr, e foarte frumos, știi? Acum nu vreau să pun nici biserica în cap, pentru că dar există atâtea mijloace în care poți să ții sub control acest lucru. Ori nu s-a știut, ori nu s-a vrut. Suntem foarte multe guri de hrănit. Aș da un exemplu, Silviu, la ce spui foarte corect. De ce în Las Vegas toate hotelurile, după cum bine știți, sunt dotate cu geamuri blindate. Ele nu se deschid atât. 4 cm poți să deschizi pentru așa numită aerisire. Da, dar nu poți să stari pe geam. Disperarea oamenilor care își pierd poate averi de viață, poate averi de jumătate de viață, i-au dus pe unii să se arunce de la etaj. Iată și aici un alt fel de disperare care îl îndeamnă și pune fanatismul în mâna credinciosului să ucidă. Da. Mie mi-e frică de altceva, că arătându-se toate astea la televizor, dau idei oamenilor care nu știu ce să facă în momente de disperare. Asta e veșnica poveste. Dacă filmele influențează ce fac infractorii în viața reală, da. Sau dacă
Experiența reală a infractorilor influențează scenariile filmelor. Aduce aminte în urmă cu vreo 4-5 ani, când era la modă, sunt cinic când spun așa, dar o spun cu regret și cu tristețe, oamenii își dădeau foc. Mai multe posturi au transmis în direct. Au fost vreo 4-5 exemple. Iată că astfel de știri negative creează impact și, cum spunea Tania, îi mai aduce pe alții în situația de a repeta. Nu, și aici e ceva de discutat. Dumne, dăm numai știri pozitive pentru ca oamenii aici, să stea liniștiți și să nu le crească tensiunea? Este foarte frumos de rolul televiziunii, că ne-am îndepărtat foarte mult de la aceea. Un om de televiziune, mă uitam la premiile Emmy, spunea, dom'le, ne-am îndepărtat foarte mult de la scopul televiziunii. Ce înseamnă televiziunea? Să educi, să... Da, să dai exemple pozitive până la urmă, pentru că influențează momentul în care tu... Păi știi ce spunea Mustăciosul dintre frații Marx? Nu. Pentru mine, televiziunea are un rol foarte educativ. De fiecare dată când cineva deschide televizorul, mă duc în camera alăturată și citesc o carte. Da, dar sunt, cred, un om adevărat de televiziune, nu poate decât sau oameni adevărat de televiziune. Trebuie să lasă naibii disperarea asta după audiență. Știu că e nevoie de publicitate, știu că dar sunt... Dar e un preț prea mare, Silviu. Da. Prețul unui rating bun pe care îl vor e prea mare. Germania e un exemplu pozitiv. Toate filmele cu violență se dau după o anumită oră, sunt codificate. Jucăriile care le pun siguranța în pericol copiilor sunt confiscate de pe piață și totuși la noi încă, din păcate, goana după rating, aduc la multe jurnale știri, care dintre care mai rele, mai negative, care creează un impact teribil. Da. Nu, de ce zici tu că a transmis atâta vreme? Până la dorința de sânge, știi cum e? E un primul război transmis în direct, și lumea merge încet ca să vadă ea mațele lui ăla, creierul. E o treabă... Vai, să ne punem așa și să ne uităm printre degete, da. Se uită, să ne place lucrul ăsta. Exact. Mai și încurajezi prin intermediul televiziunii asemenea slăbiciuni. Și ne mai spun doar atât, vă avertizăm că urmează imagini șocante. Păi dar nu le totuși, da. Exact. Totuși cred că aici CNA-ul trebuie să-și facă datoria. Sunt prea mult mediatizate astfel de imagini, sunt șocante, sunt exemple negative și cred eu că CNA-ul trebuie să fie restructurat din temelii ca lege. Păi nu, CNA-ul întotdeauna dă o amendă mititică când se întâmplă ticăloșii de genul ăsta, iar când un analist politic sau un comentator sau un invitat spune lucrurilor pe nume, se dă o amendă mare ca data viitoare să nu mai ai omul să se autocenzureze. Deci, în concluzie, o lege, legi mai bune, nu mai, deci nu este legi, nu mai, adică niște legi juste și de care să-ți fie teamă. Să nu crești, să nu te abați de la o regulă normală, să zicem. Din păcate, nici pe presa scrisă nu suntem prea bine. Încă mai avem tabloide care dau pe prima pagină imagini care sunt interzise minorilor. Așa. Sunt expuse la tarab, în gări, peste tot. În Europa sunt astfel de magazine specializate. Ele sunt puse în dos, cei care sunt doritori de așa ceva se duc, dar nu sunt expuse. Noi avem magazine de sexy shop pe arterele principale, nepermis. Cu ușa deschisă și când treci poți să vezi cam ce e înăuntru. Deci ușa largă nu există. Din greșeală n-am aruncat. Deci dacă întrebi, sunt domne, era cald afară și nu avem aer condiționat. Am jucat într-un spectacol premiat de unități, se numea Viața mea sexuală, dar care nu avea nimic, nicio legătură. Și ați pus titlul ca să vină lumea la teatru. Așa era titlul spectacolului. Tania juca o vânzătoare într-un sex shop cu o problemă foarte mare, cu un copil. Nu, dar tot era foarte, foarte... Eu eram amantul ei, deci când dramatic. Noi jucăm de deja un cuplu. Nu era nimic vulgar în spectacol, absolut nimic, dar lumea venea pentru că era Viața mea sexuală. Tania Bumba, Silviu Miriș, se dezbracă, cine știe. Sub 15 ani nu e voie. Deci veneau cu... Deci lucrurile interzise sunt mai căutate. Da. Și veneau bătrâni, culmea, că veneau bătrâni și ia să vedem noi ce porcării. Ce porcării, Este o dorință de a explora necunoscutul, dar e bine din când în când să fie oprită. Din fașă. Hai să comparăm Statele Unite cu România. Care credeți că e cea mai mare problemă a New Yorkului la ora actuală? Ziceți, Tania. Hai, din auzite, din pipăite, repede, nu știu nimeni. Cosmopolitanismul, dacă pot să zic așa. Singura problemă americanilor este că n-au identitate. Ei încearcă să copie pentru că n-au istorie. Sunt cosmopoliți. E bine, dar sunteți toți trei departe. New York-ul este plin de purici. Hai să vedem ce fac ca să scape puricii care i-au invadat. Purici? Da, purici. Aia de pe pisici cu ei, da. Purici. Hai să vedem puricii New York-ul. Unde oamenii se confruntă cu o problemă pe cât de gravă, pe atât de stânjenitoare. Puricii.
New Yorkul a fost pur și simplu invadat de nedoritele insecte. Situația este atât de presantă încât autoritățile au pus la bătaie 500.000 de dolari. Produs de curățat universal foarte eficient. Microparticulele din compoziția sa pătrund în profunzime și înlătură cele mai dificile pete de murdărie fără să zgârie suprafețele. Convinge-te de superputerea lui de curățare CIF. Dur cu murdăria, delicat cu suprafețele. Produs recomandat de Franke. Gustul tradițional are poftă de ceva nou. Lactate proaspete Măriuca. Rețete de pe vremuri la vremurile noi. Când alergia mea se agravează, parcă sunt în ceață. Dar vreau să mă bucur în continuare de lucrurile care îmi plac. Să fac poze, de exemplu. Cu Claritin totul devine clar. Alergia mea este controlată și mă simt în formă. Claritin este cel care mă ajută atunci când strănut, îmi curg ochii și mă mănâncă nasul. Timp de 24 de ore. Te-ai gândit că ai putea fi unul dintre ei? Claritin lovește alergia în plin. Acest medicament conține loratadină, 10 mg, și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea pacientului la prospectul sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Mirodenia de la Fuchs, fără monoglutamat, doar atât de puțină sare, 100% natural, ei, da. De la Fuchs, mirodenia e 100% naturală? I-ai făcut testul? Da! Pentru o mâncare 100% naturală, mai trebuie puțin Fuchs. Descoperă noua generație de șampoane antimătreață de la expertul în îngrijire Nivea. Spre deosebire de șamponul lider antimătreață, sistemul Liquid Clear conține activi solubili. Aceștia se dizolvă complet și elimină eficient mătreața, fără a lăsa urme vizibile. Până la 100% fără mătreață. 100% păr frumos. Testat. Noua generație de șampoane antimătreață de la Nivea. Încearcă-l acum. 100% fără mătreață sau îți dăm banii înapoi. La Fuchs, natura este singurul ingredient. Pentru mături costoase, mai trebuie puțin Fuchs. Susținem excelența, antrenăm inteligența. După fiecare masă, în stomacul tău se dă o luptă. Acum există pastila albă pentru arsuri și durere și pastila verde pentru greață și balonare. Digest Duo, un duo pentru digestia ta corectă. Acum la un preț special. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. I found love Casa de comenzi, Direct Home Delivery, prețuri de hipermarket, livrare maximum 24 de ore, fără taxe de transport. Comenzi online pe www.edhd.ro. Buzdugan și Morar renunță la radio și fac spectacol. Ascultă Orchestra Națională de Radio din 6 septembrie. Economie fără compromis la curățenie? Iată ce fac prietenii mei.
factura la curent au luat o raznă. Gata, de acum folosesc apă rece și economisesc. Nu mai bine spălăm cu Bonux Active Cold? Curăță foarte bine chiar și la 30 de grade. Și economisim și la curent, iar factura este a vecinilor. Bonux. Economie fără compromis la curățenie. Dacă te-ai săturat de durere sau de febră, încearcă Neolin, o combinație modernă de substanțe active ce triplează lupta împotriva durerii și febrei. Neolin învinge durerea și febra. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție prospectului. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Un test simplu ne arată cum certificat plus super lavabilă cu dispersie Bihidrol de la Bayer Material Science distruge 99,9% din microbi din casă în primele 24 de ore. Căver certificat plus. Holsten respectă legea germană a purității berii. Doar 3 ingrediente, malț, hamei și apă, dau gust adevărat unei beri cu adevărat germane. Respect! Holsten. Totul pentru gust. Am o zână acasă. Da, chiar așa? Cum arată? Și ce face? Minuni! Da, zâna Feia face minuni. În noua ei formulă extra eficientă, Feia are un gel puternic, mai multă spumă și o aromă de două ori mai intensă. Face vasele să strălucească și îndepărtează ușor grăsimea. Feia, speli cu plăcere! Învățământul e mai sărac? Profii de show Cristi și Oana își scot pârlala. Depinde cât de atenți și cu noi, nu? Duminică începe școala confidențial. A fost primul meu succes notabil din viață. Ești vedetă și ai un pici? Fii cu șpagă, pile și atenți. N-am nicio pretenție că sunt un tată bun. Sunt un tată îngrozitor. Altfel, pici. Testul vesel, duminică, la școala care naște vedete. Doamna secretară, nu mai bine trăiem noi niște bilete, poate scoate niște bani să se bate de roftei la noi. Confidențial. Începe să fie nebunie totală. Chiar așa, domnule director. V-am salutat și gata recreația. Îmi place școala, poate e ciudat. Îmi place școala, e adevărat. Da, și au fost purici la New York. Căpușe țânțari. Mit, cum îl cheamă? Cine? Midnight. Țânțarul Smith, țânțarul. Nu știu. Ah, da, am avut găini, porci, avem țânțari. Wesley Snipes. Nu, ăla e un actor, cum să fie țânțar. Avem două cazuri, de proces. Doamne ferește. De la țânțar, de la gripa aviară, gripa porcină. Mai ai încredere în chestia asta? Tot ceva ca nebună și toate animalele. Pentru mine n-a existat nici gripa vacilor nebune, nu exista nimica. Absolut, toate au fost inventate pentru că probabil trebuiau importate anumite produse de carne, trebuiau anumite companii să iasă din faliment. În schimb, nimeni nu ne spune că berea în cutia de bere provoacă în timp efect cancerigen. Dar nimeni n-are curaj să spună pentru că ar falimenta coloși care se ocupă. Au rămas pe piață aparate de țânțari și pastile și cei să care le exact. Și au scos pentru că se termină vara și cine le cumpără? Rămân probabil acui sunt produsele, tot fac parte din staful acestei țări și au zis să-mi vând produsul. În timp ce filmele din București, toate mobilizate și de prefect și de primar, se omoare țânțarii. S-au dus în Bulgaria. Sunt doar lichide colorate. Apropo de țânțarii ăștia și de purici. Erau purici la New York. Da, dacă erau cu pantofi de step, era bine. Știți voi ceva, că o să vină și țânțarii. Problema este că acum 3 zile am fost la poliția română, accidente ușoare, am voie să spun că instituție așa. Publică. Dar nu știi ce vă tot aperi. Ai apărat pe aia de la comandă. Acum adau unii. Gata. Cu fetița mea, n-am fost eu, a fost soacra mea. Și fetița mea, care are 5 ani, într-un exces de copilărie, a fugit din incintă și 3 câini maidanezi comunitari, cum vreți să numiți, au capsat-o, au mușcat-o. Ah. Erau să însfârtece copilul, efectiv. Deci, problema este că ce am făcut eu? Revoltat ca părinte, m-am dus acolo, nu mai era decât portarul cu câinii respective, am zis, dacă nu ți-ai câinii, ți-i bag, ți-i drec, nu știu ce, el a zis, domne, că sunt și ei așa. N-am ce să fac, câinii n-au nicio vină. Am sunat și la primărie, acolo era un număr cu 8-uri în față, dar care
la care n-a răspuns nimeni nici a doua zi, n-am știut cum să mă adresez. Am sunat la 112, m-am cerut scuze, m-am recomandat că e o întrebare care nu poate face așa. Femeia de acolo m-a compătimit că și ea e mamă. Da. Întrebarea e ce facem cu acești câini comunitari care n-au nicio vină până la urmă, dar care ne mușcă copiii. Da, nu știu ce facem, hai să mergem la Caransebeș, care e plin de broaște și de țânțari. Aia n-au purici, au broaște și țânțari și nu din vina lor, nu i-au crescut ei. N-au avut nici măcar câini și pisici. Un vecin a tăiat o conductă, o poveste complicată, s-a făcut o mlaștină acolo în grădinile oamenilor care nu mai cresc zarzavaturi, cresc broaște, care o răcăie toată ziua. Caransebeș, România. Locuitorii unei străzi din Caransebeș au acum în spatele curții crescătorii de broaște în loc de zarzavaturi. Nu vă gândiți la vreo idee de afaceri. Un vecin a blocat un canal de scurgere și apa băltește acum în grădinile oamenilor și a adus cu ea broaște și țânțari. Uitați, apă. Parcă-mi fi închina la o răzărie. Și totuși, domnul Adrian Lichtel locuiește chiar în centrul orașului. De 2 ani, în grădina lui de zarzavaturi crește stufcan delta. Se cunoaște situația. Văd că se aud broaște de broscărie. Noaptea e o plăcere. Ce se folosesc din grădină? Papură și iarbă. Cu asta se poate trăi. Cred că nu suntem animale, suntem oameni. Cu aceeași situație se confruntă și familia Pușcaș. Oamenii nu mai au liniște de la atâtea broaște și țânțari. În plus, grădina lor e distrusă. Sunt broaște foarte multe, au crescut bălării, au crescut papura, tot, e plin aici. Locuitorii dau vina pe vecinul lor care a făcut baraj în calea apei și a lăsat baltă. Vecinul de în spate de pe Vladimirescu a închis șanțul de apă pluvială, fără autorizație. O spus că e curtea lui, face ce vrea în ea. Vecinul, în schimb, spune că a fost nevoie să închidă canalul ca să-și apere propria grădină. Nu e canal public, eu plătesc impozit pe terenul care am vorbit cu primăria să se rezolve. De cât timp? De 12 ani. Dacă acel zid care obturează fostul canal de scurgere a apelor pluviale este executat fără autorizație de construcție, măsurile vor fi de amendare a proprietarului și de demolare a zidului pentru asigurarea scurgerii apelor. Ce mesaj aveți pentru cei care au o grădină plină de broaște? Eu am un mesaj pentru doamna Udrea. Doamne, nu mergeți în Delta, mergeți acolo și exploatați. Să facem turism. Păi, bine, eu pot să le propun să exporte acele broaște în Franța, sunt căutate. Păi, dar sunt răioase, nu sunt bune. Eu le-aș băga pe gâtă lui care a tăiat conducta. Nu sunt pui de baltă. Nu? Cum poți să tai conducta publică, chiar dacă e pe domeniul tău? Ce, Dumnezeu? Cred. Ți-a plăcut subiectul? Silviu, mă închin. Da, și noi ne închinăm. În ce țară trăim, domnule? Da. În România. E imposibil. Am râs, m-am amuzat. Acum m-am enervat chiar. Nu se poate așa ceva. Sursă de infecții, fiecare face ce vrea. A mai fost un caz celebru, cel care bloca strada în zona Brașovului, da, pentru că avea o hotărâre judecătorească. Un pilon călcase pe terenul lui, făcea grătar, vindea gogoși pe acolo. În final, de vreo 2-3 ori s-a dus, toată lumea s-a uitat ca la circ, cu zile de chinoi. În ce țară trăim, Dumnezeule? Așa e. Suntem, chiar atât de suiezi, de troglodiți, de prerafaeliți. Suntem totuși țară a Uniunii Europene. Un astfel de primar, o astfel de autoritate, cea de mediu, că toate județele au agenții de mediu, primăria, tunii ăștia trebuiau demiși imediat. Primarul, chiar prefectul, trebuia să-l suspende. Iar ăla care tăiase conducta, care făcuse baraj ilegal acolo, spunea, dom'le, eu plătesc impozit și acum 12 ani de zile am vorbit la primărie să rezolve problema. Știți ce mă intrigă pe mine? Te crucești. De nenumărate ori, în toate cercurile, și la televiziune, și cu prietenii, și la teatru, noi discutăm și ne revoltăm pe chestiile astea. Dar nu luăm atitudine, exact, Tania. Păi aici e problema. Stai un pic, acum nu o să mă duc eu la cupuieții măcăi unde era ăla să-i bag broaștele pe gât. Dar dacă eu am luat atitudine. În momentul în care acest minister, guvern, cum vreți să spun, a vrut să mă impoziteze dublu, da, să-mi plătesc contribuții, și crezi că scap? Acum, nu știu, vom afla. Va fi ca în Moromeții. Dar vine nici ei nu vor scăpa de noi. Perceptorul. Da, dar nici ei nu vor scăpa de noi. Cine ia la când vecinii de pe acea stradă unde s-a întâmplat ceea ce am văzut acolo, comico, tragică, cum vrei să-i spui la sceneta aia? Tu mi-ai zis că trebuia să stea la primărie să nu mai plece. Orchid. Asta înseamnă atitudine civică. Tu mi-am copii, fiecare are copii, este o comunitate. Este cum e posibil de 12 ani? Frat, am râs. Da. După aia m-am enervat și te rog să mă crezi că nu e în fază. E chiar o reacție spontană. Îți dau o explicație. Suntem țara Mioriței, în care ciobanul așteaptă să fie omorât de la doi.
probabil. Și așteaptă, stă și așteaptă. Și Miorița vine, nimic, îi povestește, da? Și el cu fatalismul lui cosmic așteaptă o nuntă cerească, da, care e moartea, de fapt. Da. Și atunci venim la versurile poetului. Cum nu vii tu, țepeți, Doamne, ca punând mâna pe ei, să-i împarți în două cete. Și să pui să mănânce broaște. Cu deasilea să-i adun, să dai foc la pușcărie și la casa de nebuni. Asta suntem, domne. Nu este revoltător, Vlad. Dom'le, nu se poate, alerg de la 18 ani în lume. Am schimbat vreo 45 de pașapoarte de serviciu. Dom'le, nici în Trinitatobago nu se întâmplă scene de ce, pe care le vei găsi de ce, pentru că acolo sunt dur, legi dure. Deci ea din Trinitatobago, să zicem, sau din capitalele, mai ale capitale europene, uite așa le face sufletelul în momentul în care fac o asemenea greșeală. Pentru că în momentul ăla costă pe viață. Legea se aplică. Ei nu mai sunt, ei sunt excluși din societate. În momentul acela ei stau, în Israel am fost, în Tel Aviv, stau miniștri, președinți după gratii, în la Viena, la fel. Aici toată lumea este liberă nimeni să facă ce vrea după nimic. Bunul lui plac. Corect. Asta mă revoltă și asta se de fiecare, deci, dată. Concluzia, în față să-mi spună concluzia, poate să mai caracterul de dizoluție a statului pe zi ce trece. De 2 ani tot trag aceste semnale. Urmărim neputincioși la caracterul de dizoluție a statului și de vreo 2 ani la lipsa de reacție a societății civile, din acum, păcate. Exact, eu întreb, acel executiv, acea persoană care va face legile sau legi, da? Haideți să vedem, să umblăm la, din nou, revin, la probleme, la legi, la Constituție. Asta cred că e singura... Sunt călcate în picioare, păi, Silviu. Cred că asta e singura speranță. Se care dau ordonanțe neconstituționale roșu, carnetul, și nimeni eu nu amendează pe am nimeni. Trecut pe trecerea de pietoni și, Doamne ferește, așa? Păi fă, Doamne, pușcărie. Dar dacă se schimbă, da, legile, o să se ia, o să se respecte acele legi. Va plăti vreodată cineva pentru toate fără de legile care s-au... Suntem pe final de emisiune, avem nevoie de eroi pozitivi, cine ne salvează? Un James Bond, vă place? Ce? Da, ceva eroi pozitiv ne trebuie. Pozitiv. Eroi pozitiv, da, nu știu, eroi pozitiv, Superman, Spider-Man. Da, că da. Bine că nu mă pot să fie un banc, că știam tot ăla cu boc, cu hai. Nu. Vă place James Bond? Care a fost cel mai bun? Normal că ne place. Sean Connery, Roger Moore, Pierce Brosnan. Ultima evadare a mea este să mă duc la cinematografe, să uită-te toate filmele astea care sunt desene animate de la... Disney, acum fac publicitate. Toate epopeele astea fantastice, cu efecte, mă deconectează. Pur și ne deconectăm pe final de emisiune. Un exemplu pozitiv. Dumitru spun Pelican. Că avem o singură șansă. Nici o scăpare. Silviu Biriș, cred, Tania Popa, toți trei în vervă maximă și încheiem, da, cu James Bond. O să-i vedeți pe toți pe final de emisiune, filmul sau viața, și apoi, bineînțeles, pe alții. Celebritățile se destăinui, descoperă poveștile de succes ale unor oameni speciali. Primul meu alfabet în refac, tot scritele pe bă. Sâmbătă după amiază, află cum a devenit Silvia Lăunjanu, fata cu vioara. Talentul și frumusețea i-au adus o carieră de senzație. Chirurgia e mai rea decât militaria. Duminică după amiază, ai întâlnire cu un adevărat magician al bisturiului. Ați operat foști regi, ați operat dumneavoastră în șivă, singur. Profesor Dr. Ioan Lască. Soția mea a fost cea mai frumoasă studentă de la medicină. O emblemă a performanței medicale românești. Medicina mereu sparge bariere. Dincolo de aparențe cu Florentina Fântânaru în weekend, la Antena 2. Sunt spectaculoși. Mi s-a declarat decesul. Va salva CNN-ul. Fără a face spectacol în viața lor. Printre noi sunt minți strălucite. Ne-au stănat mansarda, n-au găsit nimic. România a uimit lumea de multe ori. Sunt interesanți. Scenariul merge și așa. Fără a fi interesați de imagini. Cazul de necaz pe care îl facem noi. În schimb, să avem răbdare. Lucrurile se vor schimba. Oh, da, asta este minunat. Sunt vedete veritabile.
Mi-ar plăcea să fiu. În domeniile în care au făcut performanță. Va fi o mare reușită acest roman. Delia Budean. Problema noastră e sistemul. Nu cred că dialogul este important în democrație. Îți prezintă... E superb finalul. Oamenii timpului nostru la Antena 2. It's showtime! Vedetele vor o nouă imagine? Antena 2 recomandă mai mult haz și mai puțină pâine. Căci așa nu se mai poate. Hai că aduc și microfon. Cura de veselie în stilul Oanei Mareș Viziru. Părțile sunt diverse. Dieta pentru o viață sănătoasă direct de la Simona Bălănescu. Trăiește sănătos. Urmărește echipa de show. Antena 2. Suntem noi.